Mulțumim mult, Marius. Daniel. Daniel, unde ești, Daniel? Hai. Da, deja să sar peste cablu. Mulțumim mult, Marius, pentru prezentare. În pauză și în timpul de după prezentări, vă rog să îi puneți întrebări lui Marius în cazul în care aveți. Daniel Enem este consultant în Search Engine Optimization, a lucrat la HolosFind și mai multe o să ne spună el, pentru că eu am o descriere foarte lungă aici și foarte greu de citit pe diagonală, îmi cer scuze, adică... Na. Mulțumesc, Ionuț, mulțumesc! Da, o să te las pe tine să te prezinți. Opa! Bună seara, Timișoara! Bună seara, numele meu este Daniel Ene, sunt consultant SEO. Inițial am vrut să fac prezentarea doar din punctul meu de vedere, dar mi-am dat seama că mă leg de foarte multe lucruri. De istoricul schimbărilor în algoritmi. SEO evoluează dintr-un singur motiv, pentru că... am emoții, se vede. Google evoluează dintr-un singur motiv și... Deci dacă nu funcționează microfonul, dă-n el. Nu, ține, încearcă să-l ții așa, s-ar putea să funcționeze. Încercăm. Dacă vrei să-ți dau alt microfon, îți dau alt microfon. Merge la fix ăsta. Ok. Nu mă ascultă. Google evoluează dintr-un singur motiv, pentru că pretențiile noastre sunt din ce în ce mai mari. Pretențiile noastre sunt din ce în ce mai mari. Consider că anul acesta va fi un interes mult mai mare pentru conținut. De ce spun asta? Linkurile sunt din ce în ce mai penalizabile și... trebuie să alegem alte metode care rezistă în timp. De exemplu, dacă scriu o bucată de conținut, rămâne în site ani de zile. Și ca să-l citești pe Marius Saldan, el spune că dacă românul s-a născut poet, el trebuie să moară copywriter. Spune foarte frumos. Un alt lucru foarte important este authorship-ul. Nu știu câți dintre voi folosiți Google Plus. Și relator? Numai tu folosești Google Plus? N-aveți cont pe Google Plus? Cine mai are cont pe Google Plus? Eu am cont pe Google. Ah, ok. Deci mai sunt care au cont pe Google Plus. Deci vă ascundeți, nu? Nu să vreți să fiți în cercul meu de prieteni, nu? Ah, am înțeles. Ah, ok, bine. Cei care nu-l folosesc, de ce nu-l folosesc? Retrag mâna. Am avut o surpriză, ce scuze, o să am o intervenție acum. La vis-a-vis de Yahoo Mail am fost plecat și am încercat să mă loghez pe Yahoo Mail. A fost criminal, nu știam parola, am uitat-o pur și simplu și a trebuit să o refac. Și mi-au băgat o serie de verificări, dar multe, cum că să nu intre altcineva în contul meu. Zic, da, foarte trist. Deci Yahoo Mail am făcut bounce tare, la hard bounce. Și n-aveam niciun mail acolo important, da. Authorship se leagă foarte, foarte mult de conținutul pe care îl producem. Este singura metodă prin care ne putem lăsa amprenta asupra conținutului produs de noi. Este, de fapt, semnătura noastră digitală. Cred că va crește interesul foarte mult pentru branduri. Dintr-un singur motiv. Noi avem nevoie de siguranța cumpărăturilor. Adică nu cred că ar prefera nimeni să cumpere de la televizoare minus ieftine, minus second, minus end.info. Cu siguranță vrem să luăm de la EMAX sau, nu știu, tvexpert.ro. Brandul înseamnă trust, adică simt nevoia de încredere atunci când cumpăr dintr-un loc. Consider că în anul acesta se va pune mai mult accent pe comunități dintr-un singur motiv. Uitați-vă la site-urile mari din afară. Cred că cel mai bun exemplu este comunitatea la Somos. Acolo sunt mereu prezenți aceiași oameni care comentează și aduc un plus de valoare comunității. Comunitatea în același timp înseamnă și fidelitate. Adică avem, dacă ne facem o comunitate, vom avea de câștigat pe toate planurile și pe partea de social media și pe partea de linking și pe partea de conținut. Cred că ați văzut și în secțiunea de user generated content de la SEO Moz, toată lumea vrea să producă, să ofere conținut. Și este super atunci când clienții scriu pentru tine, nu?
Linkurile, da, aici o problemă pentru că sunt din ce mai penalizabile. Google și-a schimbat politica foarte mult asupra lor și trebuie să le urmărim pe cele foarte grele, cele care sunt foarte greu de obținut și să sperăm că nici competiția noastră n-a putea să le obțină. Linkurile se leagă foarte, foarte mult de relațiile dintre noi, adică fac o relație, fac o prietenie, cer un link, foarte simplu. Și linkul acela este și natural, am și muncit pentru el, o să mă ajute cu siguranță. Așa ceva nu este calitate, Fiverr. Adică să-mi iau 10.000 de linkuri cu $5, să fim serioși. Cred că merge o întrebare vis-a-vis de Fiverr. Cine a făcut orice pe Fiverr? Nu, nu ca prestator de servicii, nu? A, n-ați întrebat de ce partea baricadei să fii, nu? A, ok, bine. Nu, dacă a cumpărat cineva ceva după Fiverr. Fiverr e un serviciu excelent, nu pentru așa ceva. Am înțeles. Nu, pe și eu, de asta eram pe partea de... Nu, că eu când a ridicat mâna... După cum ați observat, cred că în ultimul an SEO se bazează foarte, foarte mult pe calitate. Calitatea atât la link-uri, la conținut, la comunitatea pe care o dezvoltăm în jurul site-urilor noastre. Dintr-un singur motiv, noi vrem calitate, e clar. Dacă Google n-ar oferi calitate, atunci și-ar pierde... noi ne-am pierde interesul pentru serviciile lor. Cu siguranță toți, atunci când căutăm, vrem să găsim din prima cel mai bun răspuns, nu? Chiar pe prima pagină. După a doua nu cred că dă nimeni click. Se pune din ce în ce mai mult accentul pe optimizarea locală. Gândiți-vă că noi stăm într-un oraș mare, București, de exemplu, și vrem servicii locale, care ni sunt la îndemână, putem ajunge foarte ușor la ele. Și având în vedere că este o creștere foarte, foarte mare de smartphone-uri și de tot felul de gadget-uri, mai ales că ne plac gadget-urile la toți, le folosim pentru a căuta local. Nu știu de câte ori vi s-a întâmplat să mergeți în oraș, să vă întâlniți cu cineva și să folosiți Google Maps. Este cineva care n-am folosit? Nu. Sau de câte ori ați încercat să căutați un local și să nu fie pe Google Maps. Uite, ăla nu și-a făcut optimizare deloc. Cred că se va pune mult mai mult accent pe imagini și pe video. De ce zic asta? Cred că ați văzut că la putere în social media sunt imagini. Toată lumea șeruiește imagini într-o veselie. Și filmulețe pe YouTube mai ales. Și am înțeles de la Alexandru Negrea că imaginile cu pisici sunt Da, este hot. Chiar am găsit un articol săptămâna trecută. Era o explicație științifică prin care se spunea de ce pisicile rulează internet, conduc internet. Cine? De ce? O să vă dau un link la sfârșitul prezentării. Mai nou, Google și-a modificat și algoritmul de căutare al imaginilor și tind să cred că va recompensa imaginile care sunt la o calitate înaltă, care au rezoluție mare și care sunt și relevante, bineînțeles. SEO înseamnă diversitate, adică avem nevoie de diversitate pe partea de link-uri, ancore, surse de link-uri ca să atragem penalizări. Este divers pentru că și noi suntem diversi, adică fiecare avem pretenții diferite și Google vrea să se ridice la măsura pretențiilor noastre. Diversitate în surse de trafic, nu trebuie să ne bazăm doar pe SEO sau doar pe PPC sau doar pe social media, trebuie să le combinăm cumva sau doar pe email marketing. SEO înseamnă personalizare. De când Google a introdus Search Plus Your World, în SERP-uri sunt rezultate din ce în ce mai personalizate. Adică dacă suntem logați în contul de Google, cu siguranță două persoane nu vor primi aceleași rezultate. Rezultatele sunt în funcție de preferințele prietenilor noștri, de cei care sunt în cercurile noastre pe Google+,
Rezultatele sunt personalizate în funcție de locație, sunt personalizate în funcție de istoricul căutărilor noastre. Nu știu, gândiți-vă că Google are acces la toate informațiile atunci când suntem logați. Știe ce, în care sunt interesele noastre, știe la ce site-uri am dat plus 1, știe ce site-uri urmărim, ne cunoaște foarte bine toate zonele de interes. Și prin acest motiv încearcă să ne ofere o experiență cât mai personalizată de căutare. Și mă gândesc că din cauza asta, nu știu, la serviciile SEO mai ales, ideea cu analiza pozițiilor în Google va dispărea în curând. SEO se leagă foarte, foarte bine de social media. Gândiți-vă că tot conținutul pe care îl producem trebuie să-l promovăm cumva. Nu este de ajuns doar să scriem conținut și să-l promovăm SEO organic. Semnalele sociale înseamnă încredere. Adică, nu știu, gândiți-vă că poate de fiecare dată când citiți un articol, vă uitați și la semnalele social media. Vedeți, nu știu, 30 de tweet-uri, 100 de like-uri. Vă dați seama că autorul respectiv a făcut ceva interesant pentru care și-a luat acele share-uri în social media. Și cu siguranță veți ajunge să citiți acel articol. Și poate chiar să-l share-uiți mai departe. SEO înseamnă și semantică. Gândiți-vă că așa a apărut Knowledge Graph. Google folosește inteligența artificială pentru a face cât mai multe conexiuni între date și între sursele de unde și-a informația. De exemplu, nu știu dacă ați observat că atunci când căutați o persoană importantă sau o locație sau, de exemplu, nu știu, un vârf de munte, Google ne oferă imediat răspunsul la întrebarea noastră și aflăm informații imediat în SERP, fără să mai căutăm foarte multe surse și să tragem noi concluziile. Semantica asta ține foarte mult de conexiunile pe care le face Google. Gândiți-vă că aceste conexiuni le poate face și cu brandurile voastre. Adică își poate asocia foarte, foarte ușor cuvintele cheie reprezentative pentru fiecare brand sau pentru ce promovați voi. Face legături între toate canalele de social media, toate conturile voastre, istoric, tot. Deci se leagă foarte, foarte bine ăsta de co-citation. Nu știu dacă ați văzut filmulețul de pe White Dwarf Friday al lui Rand Fish. Consider că se va pune mai mult accent pe rich snippets. Nu știu dacă știți ce sunteți, nu o să intru foarte mult în detalii. Rich snippets este o metodă de a te diferenția în SERP. Fie că este vorba de o rețetă, fie că este vorba de o poză de la autor, fie că este vorba de un filmuleț sau, nu știu, fie că este vorba de un eveniment, de bilete la un eveniment sau chiar de, nu știu, meciuri de fotbal. Adică vor adăuga poze, de exemplu, sau... Da, este o metodă prin care prin HTML markup poți face motorul de căutare să înțeleagă mult mai bine informația de la tine din pagina. Chiar dacă tu o vezi, dar atunci când motorul de căutare înțelege foarte, foarte bine ce ai tu în pagină, va arăta și utilizatorului. Și cred că ați văzut de atâtea ori poze în SERP-uri. Când căutați ceva, vedeți o poză sau un eveniment. Acelea ne determină cumva să și dăm click acolo. Am impresia că e ceva mai interesant și îmbunătățim CTR-ul, traficul și mai departe. Poate că e puțin cam mult spus că SEO este înseamnă succes, dar consider că un SEO făcut bine și mixat și cu alte strategii de, nu știu, PPC, email, marketing, se poate atrage foarte mult trafic, organic mai ales, că în fond asta este scopul SEO, să atrage cât mai mult trafic relevant în primul rând, totul făcut organic. Și traficul acela, să sperăm că se va și converti, dar dacă nu este deloc, n-avem ce să convertim. SEO înseamnă și prezență online, adică preferi să fii vizibil sau invizibil. Una este să fii pe pagina 7, 8, 10 unde nu te găsește nimeni și alta este să ajungi pagina 1, 2 unde poți să-ți atragi și trafic. Deci brand plus content plus mobile plus local plus long tail plus social media. Cred că acestea sunt principalele tendințe pentru anul acesta și mai departe. SEO se axează foarte, foarte mult pe oameni.
De ce? Google se axează foarte mult pe Amazon. Google a făcut un produs de care noi ne putem lipsi, cu siguranță. Și noi, dacă suntem fericiți și căutăm, Google face bani, cu siguranță. Adică, nu știu, ați auzit vreodată de Bing it, Yahoo it, ați auzit de Google it. Este chiar și verb. Și bă, mai mult decât atât, este asociat cu căutarea și a intrat foarte bine în subconștientul nostru. La Google egal happy people search engine. Cred că știți că SEO nu înseamnă spam, cum este asociat în foarte multe locuri. Și white hat pe termen lung, vă spun sincer că este mult mai ieftin. Adică dacă oferi calitate, cu siguranță vei fi recompensat. Și nu doar de Google, ci și de oameni. Sunt două citate foarte interesante pe care le-am găsit în ultima vreme. If you do something amazing and you believe in it, then everything you do is marketing. Nu știu ce credeți adevărat. Daniel, știi ce zic? Să te întorci un pic la slide-ul anterior. Și să... Nu știu dacă se vede spam cu negru. nu se vede spam. Hai să vedem ce părere are sala vis-a-vis de dacă white hat-ul este mai ieftin decât black hat-ul sau dacă unde se trasează linia asta de... Să știi că linia se poate depăși foarte, foarte ușor. Da, clar, clar. E o linie foarte, foarte subțire. Unde-i vorbitorul? Am înțeles, gata. Vin. Eu zic că SEO clar, SEO white e mult mai ieftin decât varianta cealaltă, pentru că varianta negativă aduce recompense pe termen scurt. Foarte scurt chiar. Nu neapărat. Sunt clienți care stau foarte bine și au apelat la tot felul. Și nu te enervează? Ba da. Dar am exemple din clienții cărora le-am muncit și cu investiții destul de mari pe termen scurt, ajungând în top 3, top 5 pe acel keyword, acum au ajuns să plătească de 3 ori mai mult ca să scape de pagina 10, 15 unde au ajuns după ce au fost identificate, după pinguin, bineînțeles. Și sunt convins că sunt foarte, foarte supărați și nervoși. Bineînțeles. Da. Deci Google spune că n-ai voie să influențezi rezultatele căutării și atunci, teoretic, orice acțiune de SEO faci tu e black. Nu, Google spune alt lucru. Nu, dar e bună remarca asta. Google chiar spune că orice încercare de manipulare a rezultatelor se referă din motorul strict la căutare, link-uri. Nu. Orice modificare, orice metodă prin care încerci să manipulezi motorul de căutare să-ți interpreteze ție favorabil site-ul, este black hat. Păi și da, și nu facem... Dar eu dacă... Toți? Black hat? Adică bine, cine face SEO, eu nu fac SEO. Cum? Sau bine, adică eu când scriu un articol cu eu nu sunt specialist SEO, sigur ranchez pe nu sunt specialist SEO, știi? Cu siguranță. Nu? Am înțeles. Claudiu Fărcașă este înaintea mea indexat pe eu nu sunt specialist SEO. Chiar Matt spune că... De ce crezi că o să mă baneze? Dar ce vorbim despre semantic web, n-ar trebui să influențeze și tonul pozitiv sau negativ? Credeți că lucrul ăsta se va întâmpla în 2013? Încerc și eu să-mi aflu niște lucruri. Da, e vorba de sentimentul link-urilor. Cred că și ăsta e un semnal puternic. Adică dacă link-urile ne iubesc. Nu. Gândește că intri pe un site, un site de review-uri, da? Și spune, nu cumpăra de la cutare, 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 pentru că are produse proaste. Ce faci, mai cumperi? E o întrebare pentru mine? Nu, indirect. Deci, să înțeleg că SEO va influența, să înțeleg că tonul mesajelor, nu? Da, gândește-te că... Tonul link-urilor sau cum? Tonul conținutului sau cum? Sentimentul lor. Am înțeles. Deci, e de Twitterit asta. Deci, nu știu dacă aveți DGT, dar pe Twitter, pe telefon, deci ok. Ok, super, super. Excelent. Deci, în 2013... Google cu siguranță știe intenția... Una la mână știe intenția noastră de căutare și doi la mână cu siguranță înțelege toate cuvintele și le știe pe cele negative și le știe și pe cele pozitive. În română mai rău, da. Ok. Așa, okay. Vorbeam despre Black Hat și SEO, da? Chiar Matt Cutts spune că
un SEO poate să ajute un site, adică să-i facă o navigare bună, să-i facă o experiență plăcută a userului. Și el susține că SEO ar trebui să fie, de fapt, search user experience, nu search engine experience. Și eu... Da, este foarte simplu să treci în partea de black hat, dar cel mai simplu este să treci prin linkuri. Linkurile de obicei manipulează foarte, foarte mult serpurile. Da, black hat nu înseamnă neapărat linkuri. Poate să însemne și un page, da, foarte bine. Și... cred că o să zic că Florian Neagu mai târziu mult mai bine pe tema asta. Că știu, da, că... cu siguranță înseamnă și poți să faci și un page, dar un page... la un page ești prins mult mai repede. La link-uri trebuie să le recalculeze, să le calculeze, să le ia în considerare, să nu le ia. Poate le, unele le devaluează, altele le penalizează. Deci să înțeleg că, na, în concluzie, nu există o linie clară de care separă white hat de grey hat și de black hat, nu? Asta cu siguranță nu. Am înțeles. Și atunci, adică este foarte, și foarte atunci, ușor. Și atunci dar, white hat-ul care este mai ieftin? Ai cumpărat un singur link care probabil te ajută, nu ești penalizat, Google ți le-a în considerare, îi dă credit maxim și tu urci în căutări pentru un cuvânt foarte căutat. Aia sunt black hat, ai manipulat. Da, sigur, te rog, chiar vreau să zici. Vreau să-l citesc pe Daniel. SEO ține de bun simț. Și cam atât. Percepția noastră sau percepția lui Google? Că am auzit la Super Week acum câteva luni că nu e chiar după cum... cântăm noi, fond, adică... Google, SEO nu este de fapt urmărirea algoritmului și manipularea lui sau păcălirea lui sau înțelegerea lui. Este pur și simplu despre oameni. Adică ai un site, trebuie să faci tot posibilul ca cei care vin la tine, cei care te citesc, cei care te plac, să te placă în continuare. Deci un sfat pe care l-ai putea da celor care sunt aici vis-a-vis de SEO white hat este să se comporte natural vis-a-vis de site-ul lor, să încerce să-l dezvolte organic prin conținut de calitate. Nu să se comporte, să fie natural. Natural, ok. Și să dezvolte organic site-ul ăla, da, nu prin conținut de calitate. Dacă scrii despre un subiect anume, despre care ești pasionat, care îți place, care, nu știu, știi, faci de sau despre timp, care nu știi, nu sunt specialist eu. E un articol bun. Mersi, mersi. Sper că ți-a plăcut... L-am văzut pe remarketing oricum. Deci SEO este Bastard. Despre oameni. Vă spuneam, dacă faci ceva interesant, care îți place, ai o pasiune, cu siguranță vei fi și plăcut. Da, un alt citat foarte interesant pe care l-am găsit în ultima vreme. Don't compete with your rivals, make them irrelevant. Ah, interesant citat. Și cred că se poate aplica foarte ușor și în SEO. Your goal is to provide value that is so unique that you have a monopoly on it. Exact ce spuneam în toată prezentarea. De fapt, SEO susține în continuare că este doar despre oameni și despre utilizator. Dacă oamenii te plac, cu siguranță te vor și linkui, îți vor aprecia și munca pe care o faci un site în social media, și vor transmite mai departe ceea ce faci tu. Siguranța asta se întâmplă. Întrebări? Gata, avem o întrebare. De fapt, e o întrebare pentru tine. Ce ziceai mai înainte cu practic orice acțiune SEO înseamnă a manipula rezultatele din Google. Deci, a manipula un pic. Deci asta ar însemna cumva că practic orice SEO e black hat. Din moment ce scopul tău e să manipulezi. Un SEO bun, dacă intră într-un site și face o navigare mai bună, îi face o structură de link-uri interne mai bună, face o experiență a utilizatorului mult mai bună, acela cu siguranță nu este black hat. Ai doar de câștigat dacă faci lucrul ăsta. Nu, ce vreau eu, da, de fapt să te întreb. Deci e foarte, foarte simplu pe partea de off-page să cazi în extrema cealaltă. Nu, deci ce vreau să te întreb legat de manipularea rezultatelor. Tu ai un blog, nu? Din câte țin minte. Da. Mai scrii pe el din când în când. Da, ok, și când mai scrii ceva, mai zici și tu în stânga, în dreapta, bă, uite, citește și tu. Da, câțiva dintre prietenii tăi probabil sunt, au și ei un blog.
Link-uri naturale. Ok. Sper să nu te dezamăgesc. Sau? Ok, și tu spui prietenilor tăi, prietenilor tăi scriu cumva despre subiectul care ai scris și tu în blog și pun un link spre tine. Automat asta înseamnă că ei, mai mult sau mai puțin, manipulează rezultatele în avantajul tău. E un link exchange ca la carte. Nu e chiar exchange, că eu nu le dau link-ul. Ești mai zgârcit puțin. Dar nu, nu că te-ai dus... Nu că te-ai dus și le-ai cerut, pune-mi, te rog, un link spre mine, undeva site-wide, eventual. Ai zis reprezentantul Google la Superlui când a venit el acolo și toată lumea l-a întrebat exact lucrul ăsta. Și bineînțeles că erau oameni care încercau să manipuleze vizibil motorul de căutare și rezultatele motorului de căutare. Da, evident. Și unii reușim. Da, unii mai... Da, sau mai puțin. Ideea e că răspunsul lui a fost așa. Noi știm. Adică voi știți când depășiți limita, știi? Cam asta a fost răspunsul lor oficial. Adică, voi știți când depășiți limita. Adică, normal că frecvența, dacă pun doi prieteni de-ai mei, da? Eu, medie, 1000 de prieteni, sunt iubit pe partea de-ai mei. Na, dar zic, îmi pun 5 link-uri, da? Prietenii ai mei la un articol de anul, 10 link-uri ai, 1%, da? Sunt naturale. Naturale, perfect. Dar dacă se întâmplă... Sunt white hat. Nu, care e ideea? E în general... contează în ce scop faci asta. Dacă faci asta în scopul să-ți ridici tu site-ul în rezultate, e una. Dacă faci în scopul să ai conținut și vrei să faci o experiență mai bună pentru vizitatorul tău pentru site, atunci e white hat. Dacă faci și spui 50.000 de link-uri pe directoare cu page rank super mic și spammy, care practic nu ajunge niciun user trafic direct de pe linkurile alea, atunci clar ai vrut să manipulezi rezultatele, mai ales dacă au și același anchor text și toate chestiile astea. Contează foarte, foarte mult și tipul de site. Și a venit Horia în ajutorul meu. Da, de unde știi că e în ajutorul tău? Bună seara în primul rând. În al doilea rând, cred că distinția între black hat și white hat e deja poveste veche și cred că e și învechită în același timp. Cred că are foarte puțină importanță dacă facem black hat sau facem white hat. Important este să ne optimizăm site-ul și să ne atingem obiectivele de vânzare, de content, mă rog, ce obiective avem pentru site. Evident, dacă vom lucra pe o verticală gen gambling sau orice altă, alt domeniu de Cialis, Pharma, așa mai departe, alt domeniu hipercompetitiv, da, probabil că nu o să ajungem foarte departe cu optimizarea de meta-uri și cu link-uri obținute organic, adică probabil că orice om de afaceri care are un asemenea site și la care te duci cu asemenea propunere, îți va râde în nas. Pe de altă parte, pentru un site simplu, mic, o simplă pensiune, eventual undeva într-o zonă foarte remote a țării, da, vei putea face white hat strict. Cred că eticheta de white hat și black hat sunt cumva depășite, pentru că în zilele noastre este foarte greu să faci cu adevărat distinția. Pentru că foarte multe tactici care intră în ceea ce numim noi colocvial white hat nu sunt foarte bine văzute de către Google, inclusiv, de exemplu, guest post-ul. Depinde de intenția lui, contează foarte mult intenția lui și informațiile pe care le oferi în Google, acel guest post. Google nu-i pasă de intenție, algoritmul Google e o mașinărie, boții, crawlerii sunt o mașinărie. Contează foarte mult contextul mai degrabă decât intenția. Contează contextul în care Google îți vede acele dacă acțiuni. Dacă e foarte, foarte comercial, pui 7 ancore către tine în acel guest post, pui ancore în examen și clar e. Da, bine, dacă ești idiot, într-adevăr, da, sunt de acord. Dar da, mă rog, data vreau să spun, cred că este o distinție. Dar e foarte ok să Mulțumim. E foarte ok să fii un autor pentru un alt site și în boxul de autor să-ți pui link-uri către tine. Foarte, foarte ok. Mai sunt întrebări complete? Gata. Ok. Mai găsit o întrebare? Nu te lăsăm, Daniel. Nu te lăsăm la greu. Știu. Dacă îți faci un site pe .com și e nou și te bazezi doar pe white hat, fără să-ți aduci link-uri nenaturale, în cât timp te aștepți să-i ajungi din urmă pe competitorii tăi? Contează foarte mult nișa în care te arunci. Contează o nișă foarte, foarte competitivă. Ai de tras. Cu siguranță ai de tras. Gândește că cei care sunt acolo probabil că au investit mai mulți bani, mai mult timp ca tine, mai mult conținut.
Și e destul de greu să ajungi în urmă. Dar nu imposibil. Deci rămâi acolo vreo 5-6 ani degeaba. Dar mai sunt și alte metode de promovare. SEO poate să vină ca backup la nișe foarte competitive. Facebook, Twitter? PPC, Ionuț? Dacă vă așteptați, zic ceva. Și eu tocmai am fost salut pe cineva afară, deci m-am... Da, gândește-te că tu pleci cu un business de la zero. Ar fi culmea ca în 3-6 luni să ajungi top. Se întâmplă asta în viața reală? Nu prea. Mai ales că e o nișă competitivă. Ok, mai sunt întrebări? Wow! A început... Stai că vin și acolo. Salut. Da. Deci eu am un site, l-am optimizat pe anumite cuvinte cheie și problema este acum că se generează... Ro sau com? Poftim? Ro sau com? Poftim? Ro sau com? Ro. Și problema acum e următoarea. Deci acele cuvinte cheie intră și în niște combinații irelevante care mie îmi generează trafic pe site. Pot să fac ceva în site? Pot avea eu sub control să nu mai intre pe acele cuvinte irelevante? Cred că trebuie puțin analizat aici. Dacă adică sunt gen ceva sinonime. AdWords cu mai cuvinte negative și pot să, pur și simplu. Fiindcă pe mine sunt tras la răspundere. Băi, avem atâția vizitatori în site și de ce nu vinde site-ul? Poate că sunt sinonime sau cuvinte care au același înțeles și de asta vine trafic. Sunt incluse în fraze, sunt și în text, dar totuși nu sunt relevante. Mă rog, ține de nișă un pic. Cred că ai putea să mai lucrezi puțin la text ca să scoți acele cuvinte care îți aduc trafic nerelevant. Reoptimizezi titlul și descrierea, siguranță te ajută, și să targetezi strict acele cuvinte care te interesează. Să încerci să le dai la o parte pe cele care îți aduc trafic nerelevant. Deci alt mijloc nu aș avea cum să... Gândește-te că deja conținutul iese la tine în pagină și trafic vine pe acele cuvinte. Trebuie să renunți cumva la ele, mai ales dacă nu te interesează. Sau să încerci să folosești, nu știu, alte sinonime sau cuvinte care înseamnă același lucru. Mm-hmm. Ok, merci. Mai avem o întrebare. Salut. Seara. E prima dată când vin aici la întâlnirea voastră și prima prezentare care am văzut-o puțin mai devreme a fost interesantă, dar ce am auzit de la tine mi se pare puțin fluturaș, iepuraș, hai să fim cuminți, să facem totul cum spune Google-ul și pe urmă să ne așteptăm să fim... Dar nu trebuie neapărat să facem totul cum spune Google, trebuie să te gândești pe termen lung. Dacă tu vrei să ai succes pe termen lung, trebuie să joci un pic după reguli. Dacă eu fac SEO pentru site-ul meu de vreo 3 ani de zile, 4 ani de zile. Și dacă nu aș munci la el în fiecare zi sau la fiecare săptămână, cred că m-aș duce într-adevăr pe pagina 15. Și am competitori care se duc pe pagina 15. Dacă aș face exact... Oricând un sfat bun când vine în zona asta, să completeze strategia de SEO, o strategie de pay-per-click. Probabil că investiți... Da, nu e nicio problemă. Există variante diferite de înțelegere și momente diferite de acumulare a informației în zona asta. Și atunci pentru toată lumea care primește informația. Ok, mai avem o completare aici și după aia vreau să luăm o mică pauză de 3 minute, după care Horia o să ne povestească, iar sunt chiar foarte curios ce a pregătit pentru noi în seara asta. Și Liviu, bine, gata, hai că... Ok. Tot aud de 3-5 ani pentru a lansa un business. În primul rând că, da, e nevoie de 3-5 ani pentru a lansa un business. Da, dacă discutăm de o nișă competitivă, poate fi nevoie și de 10 ani pentru a lansa un business și de un buget foarte mare și așa mai departe. Când e vorba de o nișă competitivă, avem două variante, ori cheltuim bani, ori inventăm. Una din două, dacă nu avem ce inventa și competiția stă foarte bine, da, e nevoie de mulți bani sau de o perioadă foarte lungă. Deci asta e valabil și pentru SEO, aș putea să-mi permit să spun că e valabil și pentru PPC, și aș putea să-mi permit să spun că e valabil și pentru social foarte curând. Deci
3-5 ani nu este un termen care să sperie. Dacă vrei prima poziție într-o nișă competitivă, atunci ori inventezi, ori scoți banii. Din punctul ăsta de vedere, asta este un aspect. Al doilea aspect pe care domnul de Adineaur l-a ridicat este, într-adevăr, îi dau dreptate că prezentarea este foarte frumoasă, e cu fluturaș, dar în alt ordine de idei, pentru un business nou-nouț, această prezentare spune nu riscați. Dacă discuția se poartă cu un investitor care se spune pune banii, dar nu, căci noi nu riscăm, investitorul se simte foarte confortabil. De aceea, în general, nu cred că vrea să bage nimeni bani într-un business în care să pornească cu un risc, de genul Black Hat sau alte asemenea. De asta, eu cred că România are nevoie de, părerea mea, că România are nevoie de prezentări cu fluturaș până când învață destul de bine cum stau lucrurile, până săriște pe propria piele. SEO a fost foarte, foarte mult asociat cu termen scurt, adică exact ce spuneam mai devreme, intram pe Fiverr, dădeam $5, luam un blast de 10.000 de linkuri și eram propulsat în două luni pe prima pagină. Ok. Din păcate așa se percepe. Vine SEO. Și Liviu cu o completare. O să risc să lovesc pe cineva la cât de îndemânatic sunt. Aș vrea să zic două lucruri foarte, foarte scurt. Maturitatea pieței de SEO e dată și de discuția care avem aici. Faptul că încă discutăm de black și white înseamnă că nu suntem unde trebuie să fim. Deci ăsta este, n-ar fi trebuit să avem discuția asta, practic. Și al doilea lucru, vreau să vă zic că m-am întors de la Super Week din Budapesta, din Ungaria, și tipul de la Webmaster, John Mueller, spunea acolo, vorbeam de 2013, de trenduri pe 2013, despre asta era vorba în ecuație. Recomandarea lui cea mai bună pentru Webmaster era să folosească schema org și lucrurile de tip microdata, tocmai pentru că semantic web, pentru că fișa care a avut-o la un moment dat acolo, este cea care se va întâmpla probabil anul ăsta cel mai mult și cel mai... Deci lucrați pe acest microdata, să-l înveți pe Google să cunoască despre produsele tale, site-ul tău și ce-o fi el, mai multe date. Este pe cea ar trebui să pariați probabil anul ăsta pe microdata. Atât. Mulțumim mult, Liviu, mulțumim... Mulțumesc și eu. Mulțumim, Daniel Ene, mulțumim... Hai, rezolvi.